Aproape că nu îndrăznesc să vă întreb despre bilanțul victimelor, de teamă să nu mai aflu că acesta a crescut, pentru că am aflat asta în fiecare zi de multe ori de la ora. Suntem la 54, deci exact cum a fost astăzi după masă. Este după previziunile care au fost că numărul va crește și știam că va crește având în vedere leziunile care le-au avut unele dintre victime. S-a dublat, practic, față de cei exact. Care erau 26. Și, din păcate, încă e posibil să crească și printre cei rămași în țară și printre cei care sunt în alte țări. Deci, la momentul actual, avem în țară rămași, după ultimele decese, 8 care sunt în stare critică și care se pune problema serioasă și asupra transportabilității. Și diferența, până dacă nu greșesc cifră jur, 64-66 sunt cei care sunt în total internat. Diferența sunt cei grav sau mai puțin grav, dar care sunt îngrijiți în spitale și care o parte deja s-au externat. Deci vă dați seama că cifra inițială de internare era 146, așa că unii s-au externat acasă și din păcate am avut și o parte din decesele care au dublat cifra care o ziceți. În afară țării, noi am transferat, dacă nu greșesc, 35 sau 36, acum sunt în 30, de fapt, în afara țării, dacă cifra este în capul meu acum, asta e cifră. Și sunt în mai multe țări. Sunt în Marea Britanie, în Norvegia, în Belgia, în Olanda, în Austria, în Germania. Și au fost tentative de transfer către Zürich, din păcate am trebuit să ne întoarcem și nu s-a reușit. A fost încă o tentativă de a-l transfera pe Pascul la Paris, unde starea s-a agravat la aterizare și, din păcate, nu s-a reușit resuscitarea. Dar cum se explică această imposibilitate de a opri secera asta a morții, chiar și în cazurile unor pacienți despre care medicii spuneau că sunt stabilizați, de aceea au și putut fi transportați, nu? Deci, chiar dacă au zis stabil, nu înseamnă că nu erau critici. Și noi, când am făcut transferurile, întotdeauna s-a discutat clar și cu familiile, s-a explicat că există riscul că oricând să se agraveze. La arș, asta este una din probleme, mai ales când ai arsuri de căi respiratorii și la nivel pulmonar. Dar ce îi răpune până la urmă pe acești care este arsurile, fumul inhalat? Dacă suprafața de arsură este foarte mare, poate ea să facă acest lucru. Dacă apar infecții, care la momentul ăsta nu știu de infecții majore, dar aici trebuie la spitale, adică să știm, și este un lucru normal să apară infecții, din păcate, la anumite cazuri de acest gen în spitale, și atunci se face antibioterapie și tot ce trebuie, și asta apare și la noi și în altă parte. Și, bineînțeles, dacă sunt leziuni pulmonare și leziuni toxice, astea sunt extrem de grave, mai ales în faza asta, care pot să fie una din cauzele principale al deceselor. Cei care au examinat pacienții și care au examinat căile respiratorii și au făcut bronhoscopii și au văzut care este situația, au zis că sunt efecte majore asupra căilor respiratorii. Așa că se încearcă tot posibilul. Faptul că s-a reușit transferul, cel puțin pe calea colaborării interstatale, să zicem, a peste 30 de persoane, folosind mijloace uneori chiar capabilități NATO care au fost chemate de Ministerul Apărării. Avionul care l-am folosit pentru transferul în Anglia-Norvegia era una din capabilitățile NATO de transfer strategic, de transport strategic, care au venit, au luat echipa noastră cu cele 10 persoane și au plecat cu ei. Având în vedere că era viteza mai mare, puteam să scurtăm la jumătate timpul de deplasare către Marea Britanie. În general, cum s-a ajuns acolo, domnule Arafat? La cererea colegilor medici, s-au oferit ei, au avut părinții, familiile? Ca și orice situație, când se întâmplă așa ceva, sunt mai multe aspecte. Una este că, discutând noi, începem să spunem că este nevoie și noi am zis de la început că capacitatea e depășită. Și de la început s-a spus că sunt avioane la dispoziție, dar, bineînțeles, după ce au început discuțiile și au început să vină ofertele de locuri de internare, care e greu de obținut. Deci paturi de arș să fie obținute în alte țări este extrem de greu, pentru că sunt puține și în alte țări. Și fiecare țară
când oferă paturi de arși la un astfel de accident, calculează și capacitatea ei. Deci nimeni nu poate să meargă cu astfel de pacienți toți și să spună îi duc în alta parte că mă primește toată lumea. Nu sunt paturi de spitale obișnuite. Dar în România era ușor, era mai ușor de obținut paturi de, pentru arși? Pentru că de asta se leagă, ca să termin ideea, de asta se leagă unele dintre reproșurile care vi s-au adus. Au fost și critici, adică au fost în general tonuri pozitive, dar au fost și critici și anume că dacă totuși a fost supraaglomerați în aceste unități care au preluat răniții imediat după tragedie, de ce n-ați acceptat oferta unor alte spitale sau unor alți medici de a prelua răniții? Care spitale și care medici? Pe cine n-am acceptat? Că nu s-a pus problema că am refuzat pe cineva noi niciun moment. N-ați refuzat pe nimeni? Nu. Deci astea sunt vorbe care le-au aruncat unii care n-au date. Au fost anumite dezinformări care au apărut sub formă de scrisori deschise și așa mai departe și unele dintre ele aveau doar inițiale de persoane care nici nu știm cine l-a scris, de fapt, ce a scris acolo și cum a scris. Deci noi n-am... Alianța Medicilor, să vă dau sursa, că nu avem personal medical pregătit, era necesară detașarea de la alte spitale din țară. Adică dacă s-ar fi oferit alți medici, alte spitale să ajute. De ce nu s-a acceptat câte vreme unitățile în care au fost... Eu nu știu că Ministerul Sănătății să fie refuzat medici din țară care au venit să ajute și eu ce am auzit la un moment că au fost medici care au venit și au ajutat din țară și poate că mai sunt unii care ajută. Deci aceste chestii. Deci, știți cum este. Ne-am obișnuit deja în situațiile de dezastre sau în situațiile de, nu de criză, că nu sunt chiar crize, sunt situații de depășire a capacității sau situații foarte deosebite, cum a fost Apuseni, cum a fost Sud-Gol. Când avem astfel de situații, suntem obișnuiți cu oameni care apar și încep să critice. Sunt diferite motive în spatele criticilor și care nu intru în ele acum. Că putem să dăm câteva motive. Contează poate atât de mult cine critică. Important este când vii cu astfel de comentariu să-mi spui concret pe cine am refuzat, la cine am interzis eu sau Ministerul Sănătății, că aici că să lucrez în alte spitale, să vii din alte spitale, la Ministerul Sănătății se reglează treaba asta. Dar oare pe cine a refuzat Ministerul Sănătății să vină? Că eu nu știu să fi zis cineva la vreun medic nu veni să ajuți. Dovadă că au venit medici din Israel și au lucrat și au ajutat. Acum avem medici din Franța care ajută pe colegii lor. Da. Au venit doctorița din Marea Britanie și care a stat o perioadă și ea ne-a făcut evaluarea pentru cei care îi ducem în alta parte împreună cu echipa din Norvegia și din Finlandă. Deci, totuși, spitalele au fost deschise pentru cei care au vrut să vină să ajute și n-am auzit să fie refuzat cineva. Un reproș formulat foarte concret de Bogdan Tănase, președintele Alianței Medicilor. Este clar și este cunoscut de către toată lumea că nu existau paturi suficiente pentru gestionarea unui asemenea număr de arși, un asemenea număr mare de arși. Nu e vorba numai de materiale sanitare, nu înțelegem de ce nu s-a recunoscut acest lucru mai devreme și de ce nu s-au făcut demersuri active pentru a se transfera pacienții. Și am să vă spun, vă rog să luați declarațiile care le-am făcut în prima zi și în a doua și în a treia și de la început s-a recunoscut depășirea capacității. La niciun moment nu s-a zis că suntem perfecți și avem capacitate completă. De la început s-a recunoscut că medicii noștri sunt depășiți, că va fi o fază în care stabilizăm, o să vedem ce facem, va fi o fază în care stabilizăm și că durata de tratament este lungă și va duce la oboseala medicilor dacă rămâne acest număr. S-a recunoscut acest lucru, normal nu trebuia se puteau transfera din faza inițială. Nu se puteau, ca să înțeleg că e reproșul, că de ce nu i-ați transferat de atunci de când ați înțeles că se depășește. Haideți să o luăm așa. Domnul doctor, cred că vorbește fără să știe cum funcționează mecanismele și cum funcționează sistemele și cum funcționează lumea, cred și Europa. Deci ce cere domnul doctor este că în momentul în care a fost incidentul, tragedia respectivă, să-i ducem la spitale, să lucrăm un pic, să-i stabilizăm un pic, fără să facem investigații, fără să facem nimic. Avem avioanele noastre pe aeroport, să-i punem în avioane și să dăm telefoane, nu știu unde, în Franța, în Germania, în Anglia, să spunem, venim, sau în țară, pregătiți-vă. Sau în țară, nu știu. Nu în țară n-aveam unde să-i duc mai bine decât unde era aici, adică că și capacitatea era mai bine să-i am aici, că să pot să-i duc mai departe de aici. Altfel îi duceam în țară și după care începeam să mergem, că să-i luăm de acolo, să mergem în altă parte. Deci, ce se cere, de fapt, pentru că reproșul nu e numai pe București. Ei, la Alianța, au reproșat pe toată țara că nu avem capacitate. Și toată lumea a recunoscut că astfel de dezastru este peste capacitate, nu numai a României, a multor țări europene, că cifra, 146 internați, 88 care erau în stare critică, ventilați, întubați, este peste capacitatea și a Parisului și a Londrei, ca oraș singur.
dar să te gândești că poți să-i pui într-un avion și să fugi cu ei în Europa, să-i spui internații, nu merge. Pentru că tu trebuie în primul rând să vezi cine e transportabil, trebuie să vezi ce leziuni au, trebuie să contactezi, să începi să discuți cu colegii, cum am început discuția cu colegii din Belgia, cum de la început au început niște contacte cu diferite țări, am avut contacte de la ora 4 dimineață, primul care a sunat și a oferit să ne ajute și am rămas în legătură cu el era ambasadorul Marii Britanii, care a sunat la ora 4 dimineață la centrul operativ și a zis... Orice este, să rămânem în legătură și după care m-a contactat și am rămas în legătură și a venit doctorița britanică și după care, către sfârșitul săptămânii, am solicitat oficial când s-au recunoscut bolnavii transportabili că vrem să ducem bolnavii acolo. Și atunci era problema noastră mare cu Marea Britanie, distanță pentru Hercules, pentru Spartan, care însemna un transport de cel puțin 6 ore. Și aici a venit intervenția colegilor de la statul major, chiar a șefului statului major al forțelor armate, care mă sună și îmi spune, domnul doctor, dacă aducem de la capacitatea NATO avionul C-17, e ok? Și zic, cum să nu fie ok? Care a perfect. Făcut cât până în Marea Britanie? 3 ore. 3 ore. În loc de 6. Deci asta a fost o chestie genială care a venit din partea lor. Știam că avem ore acolo care sunt cotizate oricum. Deci noi am folosit orele noastre acolo. N-am plătit ceva în plus pentru acest avion. Dar sunt momente în care astfel de lucruri nu-ți trec prin cap imediat. Și atunci... Asta a fost rostul colaborării cu Ministerul Apărării, cu, între adică... internele și să...